Biblioteca Județeană Alexandru Dubescu din Călăraș a organizat cu sprijinul Muzeului Municipal Călăraș evenimentul cultural prilejuit de apariția volumului de poezie Scaunul cu trei picioare, scris de Mircea Dinescu. Deși multă lume care se uită la televizor, care n-are treabă cu, literatura, m-a întrebat un domn, ce e adevărat că dumneavoastră sunteți și scriitor? Credea că sunt bucătar. Am scris și un timp liber, așa spun. Trebuie să spun că eu, care s-a născut în Slobozia, am trăit tot timpul complet sub Călărașului. Când am văzut Călărașul, cred că în 1964, prima dată, față de Slobozia, era chiar un oraș nemaipomenit. Ține, cu ieșire la Borcea, la Dunăre, cu vietnicul, noi aveam ialuri acolo mai micuț, așa, dar și cu case vechi, frumoase. Acum nu mai are, bine, s-a întâmplat de bine industrială, cu bomba de la Hiroshima, care a distrus combinatul, dar mi s-a părut că avea aerul unui oraș adevărat. Mihai, care erați jurnalist la Tribuna, nu știi, venea de fapt din... De la Călăraș. De la Casa de Cultură, am fost aici. Și vânteam și pe atunci cu cenaturi, nu știu, acum cred că am unii cenaturi. Dar am rămas noi în viață. Mare voi, Carlos Hamburg are un fel ce au murit bizonii, au murit și cei care au văzut bizonii. Au murit cenaturi și ăia care le-au văzut noi doi mai trei încă. Da. Bun. Cum am spus, în timpul liber mai scriu poezii. După 89 am scris mai mult pamflete. Întâi la Academia Casabencu, până am avut o revistă foarte mișto, dar am omorât eu ca fraierul. Se chema Playboy. Era o parodie la Playboy, așa, dar era mai frumoasă decât Playboy-ul. Până acum scriu în Casabenci, alături de vechii redactor de la Academia Casabencu, Doru Pușcu. Sigur că a pierdut multă vreme și cu televiziunea, și cu agricultura, că m-am băgat în prea multe așa și m-am regăsit foarte rar ca poet. Numai că anul trecut m-a lovit din nou aripa poeziei și am comis această carte de versuri subțirică. Dar cred că pauza a fost binevenită pentru că am mulți mi-au zis, Dumnezeu, zice, știi că am avut sentimentul că sunt scrise în tinerețea ta când erai un poet foarte talentat, așa, pentru că eu am debutat destul de furtunos, ca să zic așa, la liceu din Slobozia, eram în clasa a 10-a și am trimis la poșta redacției niște poezii. Și au fost publicate în revista Luceafărul. Una dintre poeziile alea din acea vreme a devenit celebră era Sunt tânăr, Doamnă, dacă o recita Piti și la cenacul cine l-a auzit. Așa. Am debutat într-o perioadă când toată lumea scria la Nichita Stănescu, mai îmbârligat, așa. Și mă doare urechea stângă din nasul drept și părerea de subtil, așa. Eu m-am luat așa, cam... mai natural, așa, pe tarlaua poeziei și am scris versuri clasice într-un fel mai să scrii tra-la-la-la-la-la-la așa cu rima e ușor, dar de fapt să scrii poezie modernă în kinga versului clasic e mult mai cumplit decât. Am să vă recit câteva poezii sigur că da. Din cartea asta nouă, câteva din una care a apărut acum 3 ani, Colierul din Bomboane Colibă. Și mai avem și un scurt dialog. Nesun dorma. În gara anonimă, dat jos, fără bilet, mă simt ca reumatismul la școala de balet, privind un stol de fete ce nu înțeleg, râzând că o să-mi cadă toate în brațe vrând nevrând. Purtând stigmatul dulce al durerii în carne moale, vor pomeni de mine la băile termale și când fustițe scurte s-or veștejind dulapuri, se vor trata de mine îndelung cu amare hapuri. Uitând de alfabetul fățarnic al pudorii, se vor lăsa călcate în picioare când trec norii,
umflate și lascive, parcă pierzându-și forma, lui picuran ureche fierbinte, nesum dorma, până or să priceapă târziu că reumatismul nu trece, cum nu trece pe lume comunismul. Că suntem pe fugă puțin, radiografia unei țări. Acum câțiva ani, acum vreo trei ani, am fost în Grecia și stăteam cu un prieten așa și, mă rog, eram peisajul, ne uitam și la fete și la băieți și am ordinat o revelație. O revelație că, în vreme ce grecoaicele erau toate scunde, păroase și cu mustăți, grecoaicele erau mai frumoși. Erau ca efebii unii. Și atunci, eu aveam o teorie că, de-a lungul istoriei, că te uiți la statuile grecești și te întrebi unde dracu sunt frumoși și ea și femeile de vremea, ca să mai vorbesc de Egipt, pe egiptene și avea stat, n-au nicio legătură cu oia de pe așa. Și teoria mea este următoarea, că de fapt, de-a lungul istoriei, eroii au murit curajoși în prima linie și au rămas numai cei de la serviciile auxiliare. Grăjdarii, bucătarii, cei care au luat-o la fugă când pierdeau ăștia războiul, când mureau eroi. Se duceau la ei acasă și trăiau cu nevestele eroilor, care erau văduve. Și așa s-au format popoarele moderne. Din mahalalele istorie, din aceste reziduri. Pentru că asta e realitatea. Degeaba ne dăm și noi. Bă, suntem cadași de pe colin lună. Păi, de-a lungul Bărăgan au trecut popoare migratoare, mii de ani. Din fericire, sângele nostru destul de amestecat și cei mai frumoși copii sunt din combinații de-astea mai ciudate. În fine. Și am scris aceasta, apropo de Grecia, o radiografie a unei țări. N-am spus Grecia să nu se supere ambasada greacă. Elena. Toate definițiile sunt false. Ce-i Titanicul? Vapor sau valser? Peste vechii greci, ascuns sub mare, plouă cu servicii auxiliare. În taverna ieftină Pericle, ne luptăm cu niște piete sticle și admirăm pe după chiparos fete campăroase cu fund jos. Și între glume proaste și libații, ne întristăm că-s mai frumoși bărbații, că la Salamina, la sfârșitul trebii, au murit eroii și au rămas efebii. Scurpă doi, cam atât. În poezie, am scris-o amintindu-mi de o ceremonie de-asta religioasă pe care a făcut-o Gigi Becali la pe stadionul Ghencea Militar, unde a chemat nu știu câți preoți. S-au dat cu busuioc și peste aia care înjurau în tribune și peste jucători și peste, în fine. Din păcate, Biserica Noastră Ortodoxă se amestecă în prea multe locuri și vine mai degrabă la albul gat decât să ducă la Mărâția și să le arate lumina. Se cheamă poezia Iisus pogorât pe stadionul din Grecia. Unii cântă codul, alții taie codul. Un morman de vreascuri a ajuns norodul. Ba se aprinde iute, ba se stinge iute, fără să-l doară buzele cu sute. Betleemul nostru îl ratară magii. Le-au furat românii Smirna și nădragii. Le-au furat și steaua, zisă armatii. Dumnezeu mamii, copilașul tatii. N-o să-ți mai bată grăznele piroane, că o să porți Adidas ferche și cu crampoane, strecurând în plasa porții absolutul, o să te aclame lumea ca pe mutu și cu ochii albaștri, prune de pitești, vei hrăni borfetul numai cu doi pești. Nu mai. Eu, pe vremea comunismului, singur, am scris și poezii cu aluzii destul de concrete la adresa sistemului era. Dar, în fine, am avut noroc cu cenzori, cu nicenzori, nu știu ce. Cu talent, și... ai un noroc. Nu mai cu talent. Ai fost talentat. Și cu farmecul personal. Nu, că zice, pe vremea aia, exact cenzură și dădeai un manuscris la editură și editura trimitea la Casa Scânteii la cenzor. Și cenzorul exista în realitate, te întâlneai cu el. Și mă, domnule, era o grilă de-asta cu cuvinte tabu. Foame, frig, căcat, sulă, mă rog, n-aveai cu chestia asta. Dar cu alusile politice erau mai periculoase așa. Și unii erau mai îngăduitori, unii mai, în fine, te puteai câte la piață. Mai lasă jupunul, mai lasă clientul, în fine, știi?
Cel mai nasol a fost când s-a desfințat cenzura, că Ceaușescu, un delir de grandoare, prin 1975 a spus conștiința scriitoricească a ajuns atât de înaltă, încât nu mai e nevoie de cenzură. Și a desfințat cenzura. Din clipa aia nu am mai putut să public nimic, pentru că cenzorii au rămas, de fapt, se chema altfel, direcția presei și tipăriturilor, nu știu ce, ei existau, dar nu mai aveai întâlnirea cu ei. O trimiteau cartea cu poezii care nu mergeau la editură. Și trebuie să spun că eu, când am avut o carte de-a mea, nu știu dacă Exil cu Babă de Piper, mi-a venit 10 poezii, nu puteau să intre. Și am spus, domnule, zic, eu nu accept, pentru că nu este cenzură. Tovarășul Ceaușescu a spus că nu este cenzură în România. Nu accept să fiu cenzurat într-o țară fără cenzură. Zic, dacă nu mi-apar poeziile, zic, vă spun, îmi pun un afiș pe piesă, sunt un scriitor cenzurat într-o țară fără cenzură și vin la curte la un scriitor. Au intrat ăștia în panică. Și după 10 zile, când am anunțat eu foarte, m-au chemat și era Florin Mugur, era mai era cineva de la Ministerul Culturii, cineva după la Securitate, și eu zic, bă, uite, ne-am gândit la o soluție. Zice, tu ai fost în străinătate? Domnul a fost, fusese, cred că la ora aia, numai în Serbia. Zice, să pui poezile astea că nu sunt scrise în România, că vorba de... Bine, domnule, și-am spus Paris, Japonia, am pus Tokyo, în fine, și-au trecut poeziile. Și e interesant că una dintre poeziile astea, o aluzie evidente, o să, cred că mă amintesc așa, erau poezii care începea numai e bere la berărie și la aia am pus München, ca să fie clar. Și în vreme ce în România asta părea o chestie, o aluzie clară, că nu, pe vremea aia copiii, nu știu, sau doamnele mai tinere, așa, la berărie nu exista bere. La... Era și un banc. Zice, aici se găsește carne. Nu, zice, aici nu se găsește brânză. Dincolo nu se găsește carne. În fine. Chestia asta cu berea era o realitate. Vara nu găseai bere, știi? Și când traducătorul meu din Germania a tradus poezia asta și a rosit acest cuvânt, această expresie, nu mai e bere la berărie, nemții se tăgâneau pe jos, că nu se întâmplase de 800 de ani să nu fie. Părerea sunt poezii suprarealiste, adică sunt spirituale așa. Și poezia asta, sper că mi-amintesc, nu știu dacă, dar era așa, destul de tare era într-un fel. Nu mai e bere la berărie, mor cartiere, latră tramvaie, pe umejoare ruguri de paie, se coc eretici de meserie, Doamnă cerneală, du-te-n pâraie, fă-te pădure, Doamne, hârtie, la berărie nu mai e bere, putea cu tremur, țintă de clanță, iară de lucru la manutanță, iar or să facă proști avere și o să admire de la distanță urajul nostru crescut în sere. Și în vremea asta e rod chiar taie și în vremea asta, nu mai știu, spie, prea bosezate, sfinte și soaie, nu mai e bere la berărie. E, a apărut poezia, că ideea era că acțiunea poeziei să nu se întâmple la noi. Nemții nu au bere, românii au. Ziceam că aveam poezii cu aluzii, unele străvezii, unele directe, că o poezie de-a mea, cred că din Rimbaud Negustor, începe așa, ferește-mă, Doamne, de cei ce-mi vor binele, de băieții simpatici, dispuși la o turnătorie voioasă, de preotul cu magnetofonul sub sutană, de cei încurcați în strunele harfei, de cei supărați pe propriile lor popoare, acum când se apropie iarna și n-avem nici siduri înalte, nici gâște pe Capitoliu, doar mari provizii de îngăduință și spaimă. Asta a apărut, pe vremea cenzurii așa. În fine, deci aluziile acelea, m-am trezit, sigur că era și un fenomen foarte interesant, că eu scriam poezii de dragoste, am debutat cu poezii senine, așa, și până la urmă, fără să vreau, îmi ieșeau poezii de-astea mai cu aluzii politice. Și m-am gândit că era un banc cu unul care lucra la doi prieteni zăbăra la masă și unul avea bani, lucra la o fabrică de mașini de tocat. Și ăsta era plin de bani, că îmi întrebă, unde ai tu bani? Păi ce iau în fiecare zi, asta, o sită, iau-o de-aia și completez. Într-o săptămână iau toate piesele, refac și până mașinile cură. Păi tu unde lucrezi? Ce la fabrica de biciclete din Tohan. Păi ia și tu să-ți faci o bicicletă acasă. Ia câte să... Cum? Și în fine, tipul se văd după o lună, tot zice, băi, ce mi strici pampa? Ideea era următoarea. Ăsta zice, mă, ce-ai făcut?
Băi, ce nu-i slavă, am furat piese și eu până aia, dar ce oricum le-aș asambla, îmi iese tot mitraliere. Tot mitraliere. Cele de biciclete aveau, așa scria, ca să nu afle dușmanii, că erau fabrici de armament. Cam așa mergeam eu, voiam să fac biciclete și poezii de dragoste mergeam cu alus. Am scris o poezie, 1 mai, m-am nimerit într-o zi de 1 mai, într-o zi de 1 mai, într-un oraș se cheamă Poiana Mare, un sat mai pricopsit așa. Și am văzut o adunare mare acolo, copii și babe, zic, bă, ce fiu, poate sunt obiceiurile astea, așa sărbătoresc venirea primăverii, nu știu. Și când mă duc acolo, ce crezi că era? Era să înființați un chioș de asta de schimb valutar și erau 200 de persoane care primeau bani de la rudele plecate în Italia, până în Spania și stăteau să schimbe, să le dea lei acolo. Și m-am gândit, uite cum se schimbă mentalitatea unui popor. Sute de ani am avut hore, am avut șezători, am avut... Și acum avem schimb valutar care adună bătrânetul și tineretul la un loc. Și am scris această poezie 1 mai, capitalist. Isuși de tablă spartă sunt unși frumos cu var. Prin sate înflorește doar schimbul valutar. Țigan luxoși mai sap un canal în discul vechi. Nu-i bai, măicuța sfântă-i fudulă de urechi. Nimeni nu mai aude, primarul-i surd și chior. Vântul-i suflă nasul în steagul tricolor. E unul mai, băbuțe plutesc prin țintirin. O să trăim, desigur, doar dacă nu morim. Morim. Ultimul ceai. Asta e o poezie mai dramatică, așa. Am avut revelația cu cât îmbătrânești, intri în relații de subordonare cu propriul tău corp, de fapt. Știi că în tinerețe îl ignori, nu știi că treci într-un corp de carne, cu organe, cu tot soiul de chestii, știi? Și brusc mi-am dat seama că devenim încă o dată sclavii propriul nostru organism, știi? Obsedați de boli, de chestii, în fine. Și am scris această poezie, se cheamă Ultimul ceai. Întâi ți se dă corpul doar ție, cu chirie, până pricep că sute de locatari în el, penibil ca o gloabă ce intră în fierărie, că ar vrea dintr-o porcoavă să-și toarne un inel, o să te joci o viață de-a butlerul cu lordul ce sfăituiește vulpea pitită sub buric. Te duci la spițerie că te trimite cordul să iei anticolivă și prafuri antitric, o să-ți păzești vezica și o să te închin fățarnic când treci pe lângă sfânta ta boală de plămâni și țucălar și moașă și bonă și paharnic, copil din flor al piesei slugă la doi stăpâni, o să-ți petreci la groapă ciolanele auguste cu morga unei rude sosite din Shanghai și ori năvăli săracii pe tine să-ți guste esența translucidă din ceștile de ceai. În satul Lunae Chiorul. Știți, o poezie celebră de Voga, are avea nostalgia satului. Bine, toți poeții ăștia care s-au oficializat, el a fost prim-ministru, guvernul Voga, n-a durat decât 6 luni. Trăiau la oraș și cântau satul natal, în fine. Deși se simțeau foarte bine la oraș. În fine. Dar poezia era foarte frumoasă cu Voga. Și m-am gândit acum ce e satul Voga. Știți bine că sunt 3/4 dintre oameni sunt, cred că sunt pustiți acolo. Intră uliul pe fereastră după pui de ceas cu cuc. Ceasul cu cuțara noastră de-a fugit din balamuc. Arză-o focul să o arză pustită de feciori, că părem un neam de barză cu țăranii migratori, insulă din mlaștini în slave ce reflectă în adânc doar bețivi, copii și babe cântă-n laie să nu plâng. Copii te duc de mână. Apa ți usucă gura și pâinea are dinți. Copii te duc de mână la școala de părinți. Oricât de tine însuți n-ai vrea să te dezici, ești doar un sac în care se zvârcolesc pisici. Te zgârie plămânii și te înghimpă cordul și în sudul firii tale ce nu-și găsește nordul, apa ți usucă gura și pâinea are dinți.
copii te duc de mână la școala de părinți, unde purtând parfumul fetițelor în nări, îți vezi fosta iubită cum vin de lumânări și ești chemat la tablă, te luminezi la chip, te strigă lopățica la groapa cu nisip, apa ți usucă gura și pâinea are dinți, copii te duc de mână la școala de părinți. Pentru că știți bine că mulți dintre copii, în final, își duc părinții la școala de părinți. La azil. E azil, de fapt. E o întoarcere, o inversare a rolurilor. Da. Am și niște pamflete legate de personaje care au ajuns în familia regală. Mi s-a pus pata pe Duda pentru că el reprezintă, când văd că e prezentat ca prințul Duda, e cum era pe vremea lui Neanicu, se spunea că fel e Nechezol. El e prințul Nechezol, că nu e. Ideea că dacă eu mă însor mâine cu regina Angliei, care trăiește încă și face o pasiune pentru trupul meu de țăr, nu să devin prinț. N-am cum, că asta e. Tata e lăcătuși mecanic, fiiță la ușoară. Așa. Dar în fine, și n-ar fi nimica, dar el n-are simțul măsurii. Și când a murit regina Ana, când a fost dusă la Sinaia, n-a lăsat pe nimeni să intre, nu mai era numai din familie, nu știu ce, dar i-a obligat și pe aia care vin acolo să fie îmbrăcați, sau să vină îmbrăcați în haine, nu știu ce, să fie legitimați. O prostie, în loc să lase lumea să vină, care are chef să pună o floare pe la grilaj. Cine în fine. Și am scris această poezie care se cheamă Confiscarea reginei mamă. Țară îmbrăcată în haine de împrumut, îți mulțumim că ne-ai extras din lut și ne-ai lăsat să admirăm prin gard trupul reginei muiat în fart, legitimați și pipăiți ca în vamă, că nu-i de nasul nostru așa pastramă, somându-ne cu ton imperativ să stăm pitiți în șans la țol festiv, pantof de lac, plastron, batistă udă, să vadă lumea ce mai neam de dudă, că ai altoit în chip miciurinist pe o creangă de versoa un securist ce chiar ne-a interzis cu meșteșug să-i punem anei floarea pe coșciug, nici lumânări aprinse lângă creștet și nici sărut pe inelarul veștet, ca nu cumva acum, Doamne ferește, să învețe în buza gropii românești. Că din păcate regina să citească acasă. Mai facem o mică pauză. Hai să mai recit o poezie de dragoste din volumul Colierul din Bogoare de Coribă. Deci, cum? Ia de la mașină. Ia de la mașină, de ce? Să iau... Fac și știi la pe asta e o poezie pe care am scris-o printr-o întâmplare. Am fost invitat la Budapesta acum vreo 4 ani. Mi-a apărut o carte acolo și scriitorii acolo mi-au dus într-un cimitir unde erau îngropați mari scriitori maghiari. Și poale am fost șocat că am văzut un mormânt cu o fotografie cu o femeie foarte frumoasă care semăna cu o iubită de-a mea în tinerețe. Și nu m-am dus să văd dacă este ea, dar am fost atât de impresionat de chestia încât m-am dus la hotel și am scris această poezie care se cheamă Cimitir cu fustă verde. Îți amintești lăcusta ce ți-a sărit pe fustă, pe fusta ta cea verde, a mirosind la pustă când i-ai șoptit ironic, ți-e foame? Ia și gustă. Te-aș fi mâncat eu uns în flămând ca pe o pâine, ți-aș fi înfipt în coapsă colți fioroși de câine, dar mi-ai șoptit ironic, nu astăzi, poate mâine, iar mâinele acela n-am mai sosit vreodată. Te-am căutat zadarnic în orice trup de fată să pun înverșunare pe ochnă la lopată. Și acum uniși în cale subit pe o alee și răsucești în mine aceeași tandră cheie și porți tot fusta verde de tânără femeie. Dar ca să ajung la tine mi-ar trebui probabil o aprobare scrisă de un tenebros contabil să sap iarba crescută în patul tău arabil. Domnule Dinescu, mulțumim pentru acest recital de poezie. Sunteți savuros. Noi suntem o oază de liniște aici la bibliotecă, dar din când în când mai avem parte și de cum vă caracteriza copil teribil al literaturii pe vremuri. Bătrânul teribil. Da,
Nu. Acum sunteți, după cum dumneavoastră ați spus într-o emisiune de la Politică și Identitate, mai prepădit așa. Că păreți vulcanii, dar sunteți băiat bun. Ați ajuns la Tezorul 12, că emisiunea, ne bucurăm și în... La Vedeta Populară sau la Politică? Nu, la Politică și Identitate. Zic că de miercurea ce vine, filmăm noua ediție la Vedeta Populară. Care e foarte... Înainte să veniți... Cu Uleși acolo, nu cu fetele alea care cântă, da. Avem o problemă. V-am așteptat mai devreme, dar ați venit până la urmă. V-am avut așa în stare scrisă și am prezentat tot ce avem noi. Am adus un exemplar, am început cu invocație inima noi și aici, pe discul acesta de vinil copil, nu mai știu ce este... cea mai frumoasă, una din cele mai frumoase caracterizări o face domnul Ștefănescu, zice că pe lista clipelor săvârșite în dictatură, da, trebuie să figureze uciderea vârstei tinerețe a poeziei dumneavoastră. Păi, după cum vedeți, am viat. Da. Iar o altă caracterizare care ne place nouă mult, celor care lucrăm la bibliotecă aici și scormonim prin cărți, ni se pare că cea, este cea făcută de Marie Preda. El spune așa undeva, Mircea Dinescu este integral și definitiv o ființă liberă. Da, pentru că am avut șansa să stau la Mogoșea, nu aveam casă în București, am locuit la o casă de creație, era la Palatul Brâncovenesc, nu era chiar în Palat, nu, era o clasă. Mă rog, zona asta de care pe vremea Marcei Vibescu dormeau servitori acolo, dar era foarte frumoasă, o clădire auxiliară acolo și stăteam la Cucuric într-o mică cămăruță, dar acolo am avut șansa asta cu Marin Preda, Teodor Mazilu, Sânziana Pop, Fănuș Neagu, s-au perindat Ion Băieșu, foarte mulți scriitori importanți din literatura română. Și sigur că chestia asta m-a marcat, așa am devenit prieten cu Marin Preda, care a murit acolo și s-a și desfințat după moartea lui acea casă de creație. Dar cu Marin Preda am, de exemplu, m-a chemat odată în satul lui natal, vreau să-l fac cetățean de onoare acolo și, în fine, a acceptat și l-a băgat în școala, era școala unde învățase clasa lui și a adunat profesoare, mă rog, oficialitățile locale. Și Preda a vrut să citească un fragment din Muromeți, în care făcea, mă rog, trimite la satul lui așa. Și în timp ce citea, a intrat o babă, încă o babă și se ridică așa și zice, îl întreabă pe primar, ce domnule cu babele astea? Și îl taie cap genul, sunt fostele dumneavoastră colegi de școală. În fine. Deci sunt drame și drame. E un subit. Când dau autografe, vin fete foarte drăguțe așa și timide. Și domnul Inescu a vrea și un autograf. Mă uită așa la ea, frumoasă, zic, cum te cheamă? Nu, nu e pentru mine, ce pentru mama. Era elevă de liceu când m-a cunoscut. Da. Am și spus o carte, de altfel, femeile din secolul trecut. Cu poezii de dragoste în amintirea fetelor pe care le-am iubit-o în secolul 20. Și cred că la anul scriu și femeile din secolul 21, ca să fie o privire. Da. Bun, deci, văd că aveți și cartea aceea, sunteți unde am mai scris de mine. Da, s-a mai scris, aici am luat noi prorogi, ca și ceva ați făcuse pentru noastră, o surpriză de început. Da. Am compus altfel întâlnirea, dar, cum a spus și domnul Bișoi, nu există un scenariu la dumneavoastră. Sunteți așa de savuros cum găsiți și de... Lăsați-l să vorbați cu mine. Da. Că știe. Bișoi e nevorbit și el. El e pozator. Eu îl cunosc de când eram, mă rog, jurnalist la Tribuna Ialomiței. Atunci jurnalistul era un zeu în Slobozia. Era jurnalist la Tribuna Ialomiței. În Călărat ce ziar era mâine? Și eu am fost elevul, soția lui era profesoară de franceză. Și eu stăteam seara cu Mihai, mă rog, mă scotea la clasa 10-a, 11-a, mai stăteam la o bere cu ei. Debutase deja în presa literară, știi? Și m-a spus o dată doamna Bișoi, Dinescu, știi ce? Zic, nu știu. Cum nu știi?
Și mama vă, băi, am fost aseară cu soțul meu pe seara și n-am avut timp. Am fost la bere. Tu să fac lexam. A fost o, da, o perioadă foarte simpatică. Sigur că atunci literatura, adevărul ăsta este că literatura era, scritorii erau niște zepe, când apăreau cărți pe vremea comunismului, erau poți și la carne, și la brânză, dar și la librărie. Să stătea lumea la coadă mare, transportea Marin Preda, mama, erau poți de... dar unii se așezau, ei nu știau ce. Zice, ce s-a băgat? S-a băgat Marin Preda, sau s-a băgat Marin Sorescu, sau Ana Blania. Sigur că atunci cei tineri probabil nu știu, nu exista cultura de consum care astăzi 35 de televiziuni, în fine. Era numai o televiziune, două ore, parțial color. O oră colorat, dacă vă amintiți, spunea Nicu, și o oră alb-negru cu realizările, nu știu ce. Realitatea asta, sigur că există o nostalgie pentru lumea aia, care avea și părțile ei bune, acea societate, fiindcă eu mi-amintesc, stai că era un sărman lăcătuș mecanic. Și n-aveam în casă nicio carte, în afară de Biblia bunicului meu, nu exista nicio carte. Și în 1960, când aveam eu 10 ani, a primit de la servici, lucra la Ciunița, făcea naveta, spre Buzia Ciunița, și un bilet pe care, în valoare de 100 de lei, puteam să merg la, la o librărie să cumpăr cărți. Și cu aia, cu 100 de lei, în 1960, am cumpărat 20 și ceva de cărți din biblioteca pentru toți. Mi-am făcut o bibliotecă. Și poate datorită acelui fapt am devenit un scriitor. Am citit la 10 ani niște cărți. Acum, ce fiu de lăcătuș mecanic poți să cumpere 20 de cărți într-o librărie? În fine. Sigur că asta nu exista. Călătoream pe hartă mai mult decât pașaportul era la miliție, nu era la tine în buzunar. Acum erau multe lucruri de neînțeles. Acum, sau când îi spun ora, măi, știi cum era înainte, te duceai și ca să cumperi 200 grame în salam, trebuia să arăți buletinul, că ești din București, că nu-ți lădea. Și știți bine că țăranii n-au voie să cumpere pâine din București. Deci cei care făceau grâu și făină, nu puteau să cumpere. Și erau unii, domnul, luați-mi și mie bună copii. Erau țăranii care cerșeau la chioșurile de pâine să le cumpere o pâine. Deci ajunsese situația absolut sinistră și... În fine, dar... Asta nu voiam să spun. Scriitorul, datorită aluziilor din cărți, așa nu știu ce, la adresa sistemului, lumea cumpăra și priveau ca pe niște zile. Acum, scriitorii, în general, mor de foame. Asta e adevărul. Poeții nu mai pot să... Atunci se plătea, indiferent că se vindeau cărți sau nu, când scoteau carte, te duceai și luat bani de la caseria unui scriitor.